Sărutul care sufocă. Te vreau. Te vreau cu orice risc. Cu orice risc? Uh-huh. Ești drogul meu preferat. De atunci, din prima seară, de la începutul celor 12 ani. 12 felii de dragoste, o duzină de felii de dragoste, dragoste primită în dar chiar de ziua mea. E și aniversarea mea. Ce dragoste teribilă, dragoste! Mm-hmm. Te-am iubit, te-am iubit mai mult decât pe mine însămi. Te-am iubit, m-am îmbolnăvit de tine și de dragostea asta. Nu, 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 au fost momente magice. Momente magice când totul avea sens. Vulnerabilitate extremă. Mișcarea permanentă. Artă vitală. Cu sânge. Până la ultima respirație. Deschidere. Deschidere în fața tuturor provocărilor. Depășirea limitelor. Îți amintești? Te aduci aminte? N-aveam bani, nu câștigam mai nimic din spectacolele noastre, trăiam în Citroenul ăla nenorocit și colindam lumea. Dar eram fericiți. Fericiți. 12 ani de binecuvântare, Marina. Arta nu se face nici pentru bani, nici pentru celebritate. Arta e ca respirația. Dacă nu respiri, mori. Eram o singură ființă. Un corp cu două capete. Îmbrăcați la fel, pășind la fel, râzând la fel, ca doi gemeni. Oamenii pe care îi iubim ucid un pic din noi. Sau mai mult. Ei doi și al treilea. Dragoste, încredere. Dependență. Până la capăt. Până la epuizare. Și când colo? O mare dezamăgire. Dezamăgire. Ultimii ani petrecuți împreună n-au fost altceva decât o mare dezamăgire. M-ai umilit. Amândoi devenisem celebri, dar tu erai întotdeauna vedeta. Tu ești întotdeauna vedeta. N-am putut suporta ideea eșecului tău. Ziceai că, iată-mă, ziceai că ai o aventură cu un scriitor francez și că sexul e fantastic. Așa ziceai, nu? Am mințit. Mm-hmm. Am mințit. Eram nebună de gelozie pentru că tu flirtai cu oricine, cu stewardese, cu chelnerițe, cu galeristele din saloanele de artă. Flirtai chiar sub ochii mei. Nu, 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 nu e adevărat, nu flirtam. Te-am înșelat de-a dreptul și asta de multe ori, să știi. Nu-mi pasă, nu-mi pasă, nu-mi pasă, nu mă interesează, nu mi-a păsat niciodată, nu-mi pasă, nu-mi pasă. Nici atunci cu americanca, nu? Nici atunci? Auzi, dacă tot am ajuns aici, tu ți-amintești ce naiba s-a întâmplat în noaptea aia? Eu nu mi-amintesc. Cred că eram puțin cam... Puțin? Mm-hmm. Puțin? Puțin, puțin. Erați praf amândoi. Eu nu luasem nimic, pentru că trebuia să văd totul, trebuia să înțeleg. N-aveam niciun chef de sex și totuși, iată-ne pe toți trei goi. Goi ca în paradis. A fost ca și când eu nici n-aș fi existat. Cumva, până la urmă, și eu uitasem că exist. Pe la 5 dimineața zăceam în pat lângă voi, eu trează, foarte trează, în timp ce voi dormeați epuizați. Îmi amintesc totul, îmi amintesc perfect totul. Mirosul, liniștea, noi trei, în același pat. Am suferit atât de mult, încât n-am mai simțit nicio durere până la urmă. Da. Semăna cu unul din performance-urile mele, numai că nu era performance, era viață reală. Și eu nu voiam să fie reală, nu. De fapt, n-am simțit nimic. Știi? Oamenii spun că atunci când sunt loviți de un autobuz,
nu simt nicio durere. Nervii, pur și simplu, nu pot transmite atâta durere la creier. Iar eu o făcusem intenționat. Ca să te exorcizez, ca să te scot din mine, dar cu ce preț? Cu ce preț? M-am ridicat din pat, am făcut duș și am plecat. Te-am pedepsit, Marina. M-am răzbunat pe tine. Nu puteam să stau tăcut și nemișcat 8 ore pe zi timp de 16 zile. Nu puteam. Așteptam când am cedat să renunți și tu odată cu mine. Uite că n-am făcut-o. Eu n-am făcut acest lucru, nu. Nu, păi n-ai făcut-o și apoi s-a repetat și anul următor. Anul următor, după meu. Aceeași schemă, aceeași umilință în public, nu? Drept care mi-ai dat o palmă în public. Acea palmă. Publicul ne-a despărțit. Publicul te-a declarat pe tine cea mai puternică. Publicul e de vină pentru relația noastră. Publicul. O relație nu poate fi distrusă de al treilea. Părul nu leagă două continente. Hei! Hei! Spectacolul de astăzi este despre viața noastră. Uh-huh. Da? Uh-huh. Da, acum, că ai venit, că stai aici, te ating, simți? Uh-huh. Te ating, acum te ating. Simt? Simt, simt. Dar acum că ai venit aici și stai în fața mea, acum e diferit. Vezi? Tu nu faci parte din public. Hei! Mi-am petrecut viața cu tine. Hei! De ce m-ai părăsit? De ce? De ce m-ai părăsit? De ce? De ce? De ce? Și ce ai mai făcut în ultimul timp? Eu? Mm-hmm. Învăț să conduc. Foarte bine. Da? Mm-hmm. Da. Vreau să devin mai independentă. Felicitări, era și timp. Aș vrea să conduc. Acum. Mă lași pe mine să conduc acum? Dar întotdeauna ai condus tu. E dor. E dor de mâinile tale înfipte în carnea mea. Știi care e singurul lucru pe care îl regret? Nu, care? Că n-am avut copii. Bă! O, Doamne! O, copii ar fi fost un dezastru pentru arta mea. Și așa, da. Mi-am riscat destul viața pentru artă. Nu. Mi-am dorit cu disperare să avem copii. Copii, înțelegi? Copii. Trei copii, nu trei aborturi de ale tale. Ce vrei? Ce vrei? Creația îmi consumă toată energia. Ce vrei acum? Sunt artiști mari care au copii, da? Știi cum se numesc artiștii ăștia? Oameni. Tot ce am făcut, am făcut 120%. Și nu pot să fac și copii și artă 120%. Decizia de a nu avea copii m-a lăsat total liberă. Eu sunt propria mea operă de artă, eu sunt propriul meu tată, eu sunt propriul meu copil. Nu pot trimite un tablou undeva, drept care mă trimit pe mine însă. În ultimul an nu am petrecut nici măcar 20 de zile la New York. În aeroport mă gândesc uneori, oare de unde trebuie să vină valiza mea acum? Ce vrei? Nu mi-am dorit niciodată familie. Întotdeauna am dorit să fiu complet liber, clar? Mi-aș fi iubit copiii, să știi. Da. Aș fi fost un tată foarte bun. Uh-huh. Ne-am fi petrecut vacanțele împreună, ne-am fi jucat împreună.
Am fi fost o familie fericită. Nici la mormântarea ta n-ar fi venit. Tot ce are valoare e vulnerabil, Marina. Și totuși, îl ai? Da. Ia. Chimioterapia a reușit, așa? Da, 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 a reușit pentru că mi-am tratat boala drept cel mai mare și mai important proiect al vieții mele. Da. O, Doamne, nu te-ai săturat de atâta suferință? Suferință. Suferință în numele artei, vreau să spun. Da, da, da. Oare împreună cu cine am învățat eu asta? Un artist trebuie să sufere. Suferința este întotdeauna bună. De unde am învățat eu asta? Nici o operă de arte n-a fost creată dintr-un sentiment de fericire. Deci, un artist trebuie să sufere. Cred că publicul te poate ucide. Fiecare om e un ucigaș profesionist. Drepturi de autor. Un artist nu trebuie să se transforme într-un idol. 1974. Undeva într-o galerie de artă, o tânără de 23, 6, 7, o tânără stătea în mijlocul publicului. În fața ei era o masă. Pe masă, 76 de obiecte pentru plăcere și pentru durere. Un pahar cu apă, un trandafir, un cuțit, o lamă de ras, un ciocan, un pistol încărcat. Instrucțiuni. În instrucțiuni scria: eu sunt un obiect. Poți folosi ori. Instrucțiuni. Erau și instrucțiuni. În instrucțiuni scria: eu sunt un obiect. Poți folosi orice vrei de pe masă, orice obiect, pe mine. Eu sunt un obiect. Îmi asum întreaga responsabilitate, chiar dacă mă omor. Ai la dispoziție 6 ore. Doar 6 ore. Începutul performance-ului, începutul reprezentației a fost ușor. Oamenii îmi dădeau să beau apă, îmi dădeau trandafirul. Oh. Frumos. Dar la puțin timp, un bărbat a luat foarfeca, mi-a tăiat hainele, a rupt țepii trandafirului și mi-a înfipt în burtă. Cineva a luat de pe masă lama și m-a tăiat la gât. Cineva a luat de pe masă lama și m-a tăiat la gât și mi-a băut sângele. Am încă cicatricea? Vrei să vezi? No, femeile le spuneau bărbaților ce trebuie să facă. No, nu m-au violat. Nu, bărbații nu m-au violat. De ce? Pentru că erau la premieră doar. Erau în public și erau cu soțiile lor. Dar m-au ridicat, m-au trântit pe masă, mi-au înfipt cuțitul între picioare. Cineva a luat pistolul încărcat de pe masă și mi l-a pus la tâmplă. Nu. Altcineva i l-a smuls din mână și atunci s-au luat la bătaie. La sfârșitul celor 6 ore, am început să merg spre public. Mergeam. Eram răvășită, aproape goală, plină de sânge, sfâșiată, rănită. Îmi curgeau și roaie de lacrimi. Iar ei au fugit. Pur și simplu au fugit.
nu mă puteau privi ca pe o ființă umană. Eu nu eram o ființă umană. Eu eram un obiect. Atât. Un obiect. Astăzi experimentul a ajuns o practică. Da. Trăim astfel în fiecare zi. În fiecare zi. Avem contextul, provocarea și pistolul. Corect. Doar că nu există un singur glonț. La fel cum nu există nici cei care să ne oprească din a apăsa trăgaciul. Nu există. Fumători vis-a-vis nefumători, drepturi pentru homosexuali vis-a-vis coaliția pro-familie, susținătorii unui partid politic vis-a-vis susținătorii altui partid politic, pro-avort vis-a-vis pro-life și așa mai departe. Devenim judecători, procurori, dar devenim și călăi și apăsăm trăgaciul în fiecare zi. Oamenii devin obiecte, iar cuvintele devin arme. O ură viscerală exprimată cu voluptate, care propulsată în exterior, ajunge la țintă. Suntem capabili să facem rău atunci când suntem provocați, atunci când avem toate instrumentele la îndemână și nimic care să ne constrângă în afară de propria moralitate. Iar moralitatea funcționează întotdeauna atât timp cât vedem omul din fața noastră, că e și el o ființă ca și noi. Stai puțin, în momentul în care transformăm omul în obiect, nu mai există moralitate. Nu mai există, nu mai există constrângere, moralitatea nu ne mai constrânge. Numai, pentru că nu e nimic imoral în a folosi un obiect. Nu? Și devenim obiecte. Suntem? Ulai? Totuși. De ce m-ai părăsit? De ce? Pentru că m-am gândit că meritam mai puțin. Nu râde și tu te-ai gândit la fel, așa cred. Având în vedere că ai încălcat contractul semnat după divorț. Ții minte, contractul referitor la operele noastre create împreună. N-am primit nici până azi rapoartele corecte legate de vânzări. M-ai plătit doar de 4 ori. De 4 ori în 16 ani. Fiecare opera noastră se vinde pentru sume fabuloase, din care eu am primit de-a lungul anilor doar 30.000 de euro. Atât. Tu nu ai fost un partener de afaceri. Ai devenit un proprietar. Iar eu și tot ce am făcut noi împreună, obiecte puse în vânzare, pe sume imense. Întreaga operă a făcut istorie. Acum ești în manualele școlare, nu? Ești. Doar tu. Nu numai tu, numele tău e în manualele școlare, atât. Da. Am trecut prin multe. Da. Arta nu are limite. Eu nu am limite. Am mii de dorințe care urlă numele tău. Am mii de dorințe care urlă numele tău. Și toate dorințele astea mă dor și încerc să-ți pătrund în sânge și să mă apropii de tine și să simt că mai semeni oarecum cu mine și să te recunosc cumva, să mă plimb prin tine, așa cum te plimb printr-un oraș complet străin, prin centru, prin arterele tale, prin capilarele tale, să mă las dusă de visurile tale, să mă las dusă cum mă lăsam dusă de Citroenul nostru, în care să mă urc și să șoptesc: ia-mă acasă, ia-mă acasă, vină, sunt cu tine, sunt drogată, sunt beată, sau poate doar tranquilizată, dar sunt bine, sunt cu tine, sunt foarte bine, sunt bine, sunt cu tine, sunt foarte bine, sunt foarte bine, sunt cu tine. Ești nebună, Marina, ești nebună. Eu sunt o nebună care a făcut bani și carieră din autovătă mare. Da. Acum te-au pus și pe soc. Ai devenit idol.
Le-au dat Global the World. Felicitări, Marius. Așa-i? Mm-hmm. Acum sunt oficial regina excesului, regina nopții, regina frumuseții, regina comediei, regina tragediei, regina nebunilor. Dar în momentul în care ai intrat în scenă, în care ai deschis laptopul, în care ți-am văzut imaginea, am știut. Fără mângâieri, fără dezmiertări, fără alinturi, fără tandrețuri, sălbatică și brutal și indecent și incendiar și dragoste. Uneori, dragoste. Ești. Ce ești? Paradisul pierdut. Asta ești. Ok. Mare Lezid. Un artist trebuie să sufere. Și astfel mi-au trebuit 60 de ani să înțeleg că apa e cea mai fină băutură, pâinea cea mai delicioasă hrană, iar arta. Arta nu are valoare dacă nu slăbește dimensiunea splendorii în inima oamenilor. Inima? Mi-ai frânt inima. A fost o iubire și o despărțire cât marele zid chinezesc. Hai, hai încă o dată, hai. Da? Tu dinspre Marea Galbenă. Și tu dinspre deșertul Gobi. Mm-hmm. Când iubești un om, călătorești spre el. Hai! 2500 de kilometri în 3 luni. Ne întâlnim din nou la Templul Paradisului. Aha! Mm-hmm. Așa, exact. În locul unde urma să ne căsătorim. Dar știi de ce ne întâlnim? Ne întâlnim ca să ne spunem adio din nou. După 2500 de kilometri de Via Dolorosa. Nu, da, te rog. Stai, Ulai, nu. Ce? Să nu faci iarăși poze, te rog. De ce? De ce să nu fac poze? E o ocazie perfectă pentru fotografii. Și fotografiile astea o să le postăm apoi în toată lumea virtuală, nu? Așa? Da. Așa? Așa. Atunci îmbrățișează-mă ca pe prieten. Mm-hmm. Nu, ca pe un prieten. Stai puțin, stai. Cum fac? Vrei să plâng puțin? Dacă simți, cum simți tu? Fă cum simți tu. Dacă tu crezi că asta dă bine în cadru, n-ai decât să plângi. Dar o faci, știi cum să o faci? O așa, ca de final de carieră. Stai. Toate operele noastre de artă. Toate. Stai. Toate operele noastre de artă au fost făcute împreună, le-am făcut împreună. Da, împreună. Te voi da în judecată, să știi. Cum? Te dau în judecată. Formidabil. Hai de mine, asta e. După dragoste, procesul normal. Și eu plângeam. De data asta ar trebui să împărțim profitul, da? Stai puțin. Așteaptă mai întâi să spăl niște oase. 6 zile. Trebuie să spăl oase. 6 zile, 6 ore de zi. 6 zile pe săptămână vreau să spăl oase. Mii și mii de oase de vacă însângerată. Și să mă mint că durerea și războiul și boala și frica și groaza se spală de pe aceste oase. Și că totul devine posibil din nou. Stai! Dar sângele ăla nu poate fi spălat. Sângele ăla nu se poate spăla, nu înțelegi? Rușinea nu se poate șterge în 6 zile.
Și atunci? De ce m-ai părăsit? N-ai mai călătorit spre mine. Ai trecut pe lângă mine. Da. Revederea. Revederea. Un artist trebuie să evite să se îndrăgostească de un alt artist. Majoritatea oamenilor au uitat să se privească în ochi. Majoritatea oamenilor au uitat să privească pe altcineva în ochi. Sau n-au știut niciodată cum e să ai încredere în cineva. Și să iubești. Nimeni n-a avut niciodată răbdare cu nimeni. Oameni cu care nimeni n-a avut vreodată răbdare. Oameni cărora nu li s-a acordat atenția de care aveau nevoie. Am văzut atâta durere și singurătate când îi priveam în ochi. Iar când am plecat de acolo, nu mai eram aceeași. Dar trebuia să fiu ca un munte. Eu trebuia să fiu muntele, Marina. Eu. De ce nu m-ai lăsat? Pentru că mi-a fost frică. Mi-era frică, a trebuit să devin puternică. Pentru că mi-a fost frică. Teamă mi-a fost că mă târăști în trecut. Mă trage înapoi în trecut sau o să mă împingi în viitor? Că o să mă transform și o să devin și eu ca oamenii ăștia din fața noastră? O să mă transform și o să devin și eu ca oamenii ăștia din fața noastră, care stau sfâșiați între regretele zilei de ieri și frica zilei de mâine. Adică o să mă faci să nu mai trăiesc cu adevărat astăzi și o să fiu veșnic nicăieri. Pentru că ziua de ieri nu mai există. Iar cea de mâine nu se știe cum va fi. Și, în definitiv, invenția asta numită timp mă exasperează. Pentru că nu poți să fii cu adevărat decât la timpul prezent. Bun. Ce făceai ultima dată când ai pierdut noțiunea timpului? Ce făceai? Ce fac și acum? Ce? Exist. Cum ce? Exist împreună cu publicul. Tot, Ulai, tot ceea ce contează este să fii, să existi în timp real, gata de comunicare, deschis. Oamenii întotdeauna se tem de lucruri foarte simple. Le-e frică de suferință, le-e teamă de durere, le-e frică de moarte. Îndrăznesc să pun în scenă aceste frici. Le pun în scenă, îndrăznesc pentru ei, folosesc energia lor și forțez corpul cât de mult pot. Și în felul ăsta eliberez oamenii de frică. Ce-ți dorești cel mai mult de la viață? Pe tine. Uneori și pe mine, pe noi. Hai să o luăm de la capăt. Asta e imposibil. Pentru că suntem la capăt. Nu, să continuăm, te rog. Să continuăm, să trăim ce n-am trăit. Dragostim iar ca la început. Un an atât. Uite, hai să adăugăm încă un an la cei 12. Așa ca un epilog. Tu vrei al 13-lea ceas. Așa. Tu vrei un al 13-lea ceas care să se scurgă în trecut. Parfum de mort. Te vreau înapoi, înțelegi?
te vreau înapoi o zi, mă rog, măcar o oră. Marina, ea e îngropată de mult. A murit. Nu mai există. Asta înseamnă că ai ales. Da. Da. Și tu, de altfel. Și nu-i nimic rău în asta. Eu vreau aici și acum. Tu vrei atunci și acolo. Foarte bine. Cu siguranță există oameni care vor să trăiască numai în amintire. Și să revadă și să revadă mereu și mereu și mereu trecutul. Foarte bine. Ei se vor uita în ochii tăi, Ulai, ochii tăi. Da, oamenii ăștia se vor uita în ochii tăi și se vor odihni. Eu mă voi întoarce ușurel cu spatele, mă voi îndepărta încet, încet și o să mă așez aici. Aici. Uite aici. Ha? Aici? Aici? Aici și aici. În prezent. Sunt aici. Sunt în prezent. Sunt aici. Toți cei care vor să respire câteva momente împreună cu mine, aici și acum, sunt bineveniți. Vă aștept, rând pe rând, veniți să trăim clipa, clipa ta și a 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 ta. Bun. Și apoi? Apoi ce o să faci? Ce? Oh, Doamne, Ulai, asta e la timpul viitor. Mă voi gândi la asta atunci când voi ajunge acolo, în viitor. La revedere, Marina. Cine știe?